influențează conflictul din Ucraina obiectivele mandatului dumneavoastră în România? Bine, obiectivele rămân aceleași. Obiectivul meu principal este să aprofundăm în toate domeniile relațiile noastre, parteneriatul nostru strategic. Pentru că este un parteneriat strategic al cărei miză este să aducem împreună Republica Moldova și mai aproape de România, dar și în Uniunea Europeană. Pentru că odată ajuns în Uniunea Europeană, Moldova și România vor forma împreună cea mai mare piață economică comună. Pentru că aceasta va fi victoria noastră comună. Să avem o piață unică, economică, nu doar pentru mărfuri și nu doar pentru servicii, dar și pentru sectorul bancar, financiar și pentru un spațiu de comunicare comun, un spațiu educațional comun, un spațiu cultural comun. Deci toate acestea, deci să nu mai fie această barieră și să nu mai vorbim de vamele care ne împiedică să facem comerț și să călătorim de o parte și de alta al râului Prut. Deci și acest lucru ne va ajuta de asemenea să facem mai bine față și acelor probleme demografice care există. Demografice care lovesc și economia noastră și piața de muncă. Deci avem nevoie ca să fim împreună în Uniunea Europeană pentru a ne apăra împreună mult mai eficient interesele noastre.